Fostul magazin mixt din localitatea Petelea se transformă în centru educațional. Clădirea aparține primăriei și va fi supusă modernizării prin finanțarea nerambursabilă provenită de la mecanismul financiar al Spațiului Economic European și Guvernul României de peste 700.000 de lei. Se dorește ca din toamna acestui an să funcționeze asemenea unui centru de educare și informare prin programe școlare, extracurriculare, servicii medicale și de consiliere. Este vorba de un proiect educațional, în mare parte pentru copiii romi. Este un proiect 85% bani finanțat din Comunitatea Europeană, 15% de la Guvernul României. Este o sumă de 7 miliarde 140 de mii, bani care se vor folosi atât pentru modernizarea locației, cât și pentru cumpărarea de mobilier sau utilități, ce este hrană și plata profesorilor și a educatorilor care se vor ocupa de acest proiect. 75 de copii, alți 84 de tineri aflați în situații de risc și 120 de părinți ai comunității de rom din comuna Petelea vor beneficia de o multitudine de activități educative sau cursuri de pregătire profesională. De acest lucru se ocupă atât echipa de management al proiectului, care urmărește derularea conformă a acestuia, cât și echipa de implementare. Aceasta din urmă este formată din 2 învățători, 3 profesori, un asistent social, un psiholog, un actor animațional și un instructor de aeromodele. O să avem și un club de meșteșug tradițional, atelier de teatru de umbre, atelier de pictură și fotografie și vor fi inițiate și cursuri de inițiere TIC, Tehnologia Informației și a Comunicațiilor, și curs de calificare profesională în domeniul lucrător întâmplărie și îngrijitor bătrân la domiciliu. Deci acești copii vor învăța să frecventeze școala, să-și facă temele în continuare ajutați de aceste cadre didactice, să învețe mai multe legate de igiena personală, de comportament, de a mânca, vor primi o masă zilnică, caldă, de a mânca, de a se comporta într-un grup și în societate și ulterior pentru tinerii cu risc de a-și găsi locuri de muncă pe piață și părinții pentru ca să știe că educația este benefică pentru copiilor și să îi îndemne să meargă la școală. 75% din beneficiarii serviciului educațional sunt copii de etnie romă. Acestora li se oferă o nouă șansă de a se dezvolta socio-emoțional în armonie cu societatea în care trăiesc. Ca răspuns al dorinței lor de adaptare și integrare socială, programul Centrului Educațional dorește să contribuie la îmbunătățirea situației romilor din localitatea Petelea. Acest proiect putem să numim ca și o mană cerească pentru comunitatea noastră, pentru copiii noștri, pentru că vor fi mulți beneficiari. Și scopul este și finalitatea să fie copiii educați, să fie sprijiniți și să aibă și aspirații spre o meserie mai bună. Activitățile finanțate în cadrul programului vor contribui la reducerea diferențelor economice și sociale care separă aceste grupuri vulnerabile de restul societății. Este privit ca un proiect de perspectivă de administrația locală. Deci implicația primăriei a fost acordul Consiliului Local ca după perioada de implementare și de derulare a celor 18 luni să mai aibă o perioadă de 5 ani de susținere pe viitor pentru acești copii. În tot acest timp se vor pregăti campanii de informare și consiliere și pentru părinții copiilor de etnie romă. Scopul proiectului, o șansă pentru fiecare, este acela de îmbunătățire a situației copiilor și tinerilor aflați în situații de risc din comună.